Stimați cetățeni, stimați reprezentanții ai mediului, astăzi Curtea a pronunțat o hotărâre care a avut la bază o excepție de neconstituționalitate în care a fost contestată expresia intereselor publice din articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal. Acest articol din Codul Penal stabilește răspunderea pentru folosirea intenționată de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală, ori care lucrează pentru o astfel de organizație, a situației de serviciu, a bunurilor organizației în interes material, în alte interese personale sau în interesul terților, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor, fizice sau juridice. Autorul excepției de neconstituționalitate a afirmat că expresia intereselor publice din articolul menționat este imprevizibilă. Curtea și-a efectuat analiză prin prisma articolelor 1, alineatul 3 și 22 din Constituție, care garantează principiul legalității incriminării și a pedepsei penale, și a articolului 23 din Constituție, care stabilește exigențele referitoare la calitatea legii. Anterior, Curtea a declarat neconstituțional textul intereselor publice, care figura în infracțiunile de abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijența în serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a împrimatelor, ștampililor sau sigiliilor false din Codul Penal. Având în vedere caracterul abstract al sintagmei contestate, Curtea a constatat că textul interesul public de la articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal este susceptibil de o interpretare imprevizibilă, favorabilă în cazul făptuitorului. Interpretarea imprevizibilă de favorabilă constituie o încălcare a principiului legalității incriminării și al legalității pedepsei. În lipsa unor repere fixe stabilite în legea penală, calificarea urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii de abuz de serviciu în sfera privată pentru interesul public se face la discreția celor care aplică legea penală, justițiabil aflându-se într-o stare de incertitudine juridică. Curtea a mai constatat că textul intereselor publice sau din articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal complică descrierea infracțiunii de abuz de serviciu în sferă privată, fiind o sursă de incertitudine juridică. Noțiunea interes public nu asigură identificarea persoanei căreia îi sunt cauzate daunele, adică victima infracțiunii. Prin urmare, Curtea a coincis că textul intereselor publice sau din articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal nu îndeplinește standardul calității legii penale, fiind contrar articolelor 1 alineatul 3 și 22, corroborate cu articolul 23 din Constituție. Totodată,
Curtea a menționat că declararea necondițională a textului intereselor publice sau din articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal nu restrânge câmpul de aplicare al acestui articol. În acest sens, curtea reține că expresia legală ce se menține a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de drept ale persoanelor fizice sau juridice, protejează toate eventualele victime ale infracțiunii prevăzute la articolul 335 alineatul 1 din Codul Penal, având-se în vedere că persoanele juridice pot fi de drept public sau de drept privat, a se vedea articolul 173 din Codul Civil. Astfel, rezultă în mod rezonabil că eventualele daune materiale cauzate intereselor publice se regăsesc în categoria daunelor cauzate drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice de drept public. Aici, incluzându-se statul, unitățile teritorial-administrative și alte persoane juridice de drept public. Vă mulțumesc pentru atenție!